Comercianții din Târgul Municipal de pe strada Caracal sunt din ce în ce mai nemulțumiți. După ploile din ultimele zile, apa le ajunge la glezne, iar drumul până la toaletă este foarte greu de parcurs din cauza bălților, pentru că în noua locație a târgului nu există canalizare. Unii dintre ei spun chiar că erau mai bune condițiile din târgul din Romanești. O altă nemulțumire este legată de lipsa curentului electric. Nu suntem mulțumiți, mai bine eram partea elantă, știam naiba unde stăm, dar am crezut că avem și noi condiții deosebite. Apa până ne-a intrat peste cizmă, apa și-am dat-o 5 felii cu măturile afară. Nu putem să stăm, lumină nu avem, plătim, dar să ne pună lumină. Cum cumpără clientul dacă nu vede ce cumpără? Ne-a grăbit să ne amenajeze aici așa, încât uitați noastră ce fel. Deci oricum noi vindem, nu vindem, taxa e plătită, da? Există un regulament de ordine interioară în care comercialii care nu plătesc taxa în momentul respectiv, ei poate să fie evacuați. Dar în situația care se vede acum, în care suntem acum, cu aceste ape, cu aceste, adică asta este o cale de acces în care vor să intre mașinile, să descarce marfa și să plece. Și aș vrea să fie stabilit și o problemă cu aceste mașini, că incomodează accesul și la clienți și la cele mașini care vor să descarce și să plece. Deci calea asta să fie liberă. Uitați în ce condiții stăm. Să ne pună și nouă, cum a făcut la ăștia șopru și a pus ciment pe jos, să ne pună și nouă. Noi nu suntem tot oameni. Noi nu avem și noi familie, nu avem copii. Să ne facă și să ne amenajeze și noi pe jos și să ne facă și nouă condiții, cum a făcut la ăștia lanț. Ăștia sunt oameni, noi ce suntem, câini? Și vi s-a promis ceva? Nu ne s-a promis nimic, dar trebuie să ne facă și nouă, că și noi de aici trăim. Vreți să vă duceți la toaletă și nu aveți pe unde? Păi chiar că nu am pe unde să trec. Ia, spune-mă asta, pe unde să iau din apă? Uite, trebuie să o colet picolo pe lăzile de gunoi. Și chiar că asta o fac, că nu mai pot. Mă loșesc cu frigul. Mine nu, e apă asta peste tot. E întuneric, n-am făcut nimic. Taxa era, am plătit-o fără niciun ban să facem aici. Cât ați plătit taxa? Câte locuri și cât era și dinainte. Nu e vorba de, e vorba să ne faci lumini, să ne faci... Un leu am avut. De unde cu telefonul? Au venit și n-au văzut nimic. Și cumpără? De cumpărat ar cumpăra dacă ar fi lumină și ar fi condiții. Ce condiții? Uitați-vă, nu s-au construit ca lumea și dorim să ni se facă ceea ce ne trebuie. S-au alocat niște bani europeni. Ne integrează unde? În cimitirul ungureni. Suntem câinii maidanezi. Ce vă trebuie? Ce vă lipsește aici? Ne lipsește canalizare, ne lipsește o prelungire a strașinei, ne lipsește lumină, condiții de un not. Și pe cei care vin să cumpere din târg îi nemulțumesc condițiile de aici, în special lipsa curentului electric, pentru că nu văd pe ce dau banii. Bine, dar nu are lumină. Mi-e foarte frig. Deci nu este luminat. Dacă era lumină, vedeam și eu să-mi iau o bluză, o ceva. Dar ce să vezi pe întuneric? Nu vezi dacă are firul dus, dacă... Acolo, defectele mele. Cel puțin am ales ăsta că e mai la margine, pentru că într-unul nu se vede nimic. Ce părere aveți de condițiile din târg? Deocamdată e pentru prima dată când am venit. Și la prima vedere, cum vi se pare? Ca client. Adăpostul ar fi frumos, dar după cum se plâng oamenii că nu au canalizare și lumina asta lasă de dorit. Și credeți că o să se rezolve? Nu știu dacă primăria rezolvă sau nu. Târgul situat pe strada Caracal s-a deschis în urmă cu o săptămână. Comercianții au fost mutați aici din cartierul Romanești, fără ca lucrările de amenajare la noua locație să fie finalizate.